UPL vă recomandă Reliance. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Astăzi vorbim despre industria lemnului și despre industria mobilei. Avem mai mulți invitați din această zonă, pentru că vrem să analizăm întregul lanț de producție. O să vedem și felul în care spațiul rural sau felul în care este influențat spațiul rural de această industrie a lemnului, dar și de cea a mobilei. Așadar, vom avea două părți din emisiune pe aceste teme, iar la finalul ediției, așa cum v-ați obișnuit, o colegă, o jurnalistă de la Agro TV va fi alături de noi în emisiune pentru a ne introduce în știrile de astăzi de la Agro TV. Vom începe, vă spuneam, cu industria lemnului. Alături de noi se află domnul Cătălin Tobescu, este președintele Asociației Pro Lemn și directorul executiv al Fordac, este un portal pentru dedicat acestei industrii. Bună seara, domnule Tobescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Probabil că cel mai, să zicem, interesant subiect pentru public a fost în ultima perioadă acesta legat de lemnul de foc. Am văzut o încercare de plafonare, cred că și o retragere. Vedem și ideea că, mă rog, s-ar putea rezolva această criză a lemnului de foc. Nu cred că sunt și soluții. Din câte înțelegem din piață, situația este exact invers apropo de rezolvare, adică se agravează această criză a lemnului. Dar haideți să plecăm așadar de la ce se întâmplă cu piața lemnului de foc. Realitatea este că începând din primăvara anului 2022, dar și în anii anteriori, am asistat aproape în fiecare toamnă la o creștere a prețurilor lemnului de foc. În 2022 au fost câțiva factori care au făcut ca acest aspect să fie mai pregnant. Deci, la licitațiile de anul trecut, pentru anul 2022, prețurile de adjudecare au crescut până la 394 de lei pe metru cub. La pădure, deci undeva lemnul fără să fie exploatat. Bineînțeles că pornindu-se de la prețuri atât de ridicate, când s-a ajuns către toamnă și populația a început să se aprovizioneze cu lemn de foc, s-a văzut că prețurile în piață sunt mari și mult mai grav faptul că există un deficit de lemn de foc în piață. Noi am avertizat încă din primăvară că industria lemnului se confrunta deja cu un deficit major de lemn pentru industrie. Guvernul, în loc să vadă cauzele acestui deficit și cauzele prețurilor mari, a mers pe o soluție artificială de plafonare a prețului la lemnul de foc la 400 de lei, peleți 2000 de lei pe tonă, bricheți 1500 de lei pe tonă, prețuri care s-au dovedit a fi imediat artificiale și care au condus la dispariția lemnului de foc, peleților și bricheților din comerțul modern. Ca să înțelegem, plafonarea a fost retrasă, domnule Tobescu, sau suntem încă sub, hai să spunem, reglementarea aceasta? Da. A fost emisă o ordonanță de urgență care a intrat în vigoare imediat și produce efecte și astăzi, pentru că, deși între timp decidenții au conștientizat faptul că a fost o reglementare artificială și inaplicabilă care a produs efecte contrare celor dorite, din păcate această ordonanță a rămas în vigoare. Este în vigoare și astăzi, deși de la ministrul mediului până la prim-ministru cu toții au spus și au recunoscut că această ordonanță nu este aplicabilă. Bun, deci am fost într-o mică eroare. Eu am crezut că deja au retras-o, dar așa cum spuneți, în vigoare, dar nu, practic nu se aplică sau nu se poate aplica. Și atunci înțelegem că problemele de aprovizionare rămân. Chiar astăzi am văzut o știre care arăta că la, nu știu, în județul Arad, de exemplu, parcă acolo prețurile lemnului sunt undeva de două ori mai mari decât, de exemplu, plafonul introdus de ordonanță, nu? Și nu e singurul caz, evident, vă rog.
Bineînțeles, deci dacă s-a pornit cu prețuri de 400 de lei pe metru cub la pădure, după ce adăugăm costuri de exploatare, de transport, de distribuție, prețurile reale în piață sunt undeva în intervalul 550 până la 700-800 de lei, depinde de distanțele de transport. În zona de câmpie, întotdeauna lemnul a fost mai scump pentru că sunt distanțe de transport de 200-300 de kilometri. Deci, prețurile în piață sunt mult mai mari decât cele plafonate, iar firmele, inclusiv sub presiunea populației, care evident nu poate să rămână fără această resursă în apropierea sezonului de toamnă-iarnă, au găsit ca unică soluție să factureze separat lemnul de foc și separat serviciile de tăiere, de spicare, transport. Evident, ordonanța este caducă, adică pur și simplu nu are niciun efect în momentul ăsta în piață. Da, aici doar o precizare v-aș mai ruga, pentru că în această perioadă de cât a fost introdusă această plafonare, am auzit și voci că noi suntem răuvoitori, mă refer la noi cei care comentăm în media, eventual și dumneavoastră cei care ați spus lucrurile așa cum stau, adică de fapt Romsilva ar avea mult lemn și că de fapt plafonarea sau mă rog, este făcută împotriva cum să zicem, intermediarilor care ar mări prețul și așa mai departe. Bun, știm refrenul cu intermediarii, dar v-aș ruga să explicați dumneavoastră vis-a-vis de această idee. Realitatea este, sigur, mult mai complexă. În România avem un consum mare de lemn de foc, undeva între 10 și 12 milioane de metri cubi anual, iar din acest volum, Romsilva nu pune pe piață decât anul trecut a pus 1,7 milioane, anul acesta va pune 2 milioane de metri cubi. Deci Romsilva pune în piață undeva 10-15% din necesarul de lemn de foc. Restul este asigurat de către operatorii economici care evident pornesc cu această resursă de la un lemn achiziționat prin licitație. Dacă se pornește cu 400 de lei pe metru cub de la pădure, evident că după cheltuieli de exploatare și distribuție, tăiere, despicare, nu se mai poate să rămână tot la 400 de lei. Dar ce nu s-a înțeles este că așa cum spuneați, Romsilva este asigură doar 10-15% din piața lemnului de foc, restul este o piață foarte concurențială. Bun, acum, dacă tot am vorbit de Romsilva, știu că în această perioadă au loc licitațiile pentru exploatarea lemnului de anul viitor. Care este situația acestor licitații, domnule Tobescu? Știu că monitorizați în teritoriu ce se întâmplă cu aceste licitații. Din păcate, veștile nu sunt bune. Romsilva a scos la licitație un volum mult diminuat față de anii anteriori. Deci, ca termen de comparație, în perioada 2018-2020, Romsilva scotea în mod obișnuit la licitație undeva 4,2 până la 5 milioane de metri cubi. Acum s-a ajuns să fie scos la licitație doar 3 milioane de metri cubi aproximativ și între timp prețurile de pornire la licitații au crescut substanțial. Ceea ce nu înțelegem este în condiția în care prin hotărâri de guvern sunt stabilite niște prețuri de referință naționale care ar trebui să asigure echilibru în piață, nu înțelegem de ce Romsilva a ajuns chiar în situația de a stabili prețuri de 3 ori mai mari de pornire la licitație decât prețurile de referință. Evident, dacă se pornește de la prețuri de licitație atât de ridicate, în urma licitațiilor aceste prețuri cresc în continuare și se ajunge la prețuri absurde. Primele licitații desfășurate, pentru că se desfășoară pe județe, prima s-a desfășurat la Râmnicu-Vâlcea, a consemnat un preț mediu de adjudecare de 514 lei pe metru cub. Este un preț efectiv care depășește și nu are nicio legătură cu nicio legitate și cu nicio legătură cu ceea ce se întâmplă pe piețele din prejurul României.
prețul de 514 lei pe metru cub, ca și termen de comparație, este de 3 ori mai mare decât prețul anului 2020. Deci prețurile rezultate în urma licitațiilor sunt foarte ridicate și evident în urma acestor prețuri ridicate vom vedea prețuri foarte mari atât pentru lemnul de foc pentru populație, cât și pentru lemnul pentru industrie. Da, deci până la urmă, în loc să se umble la cauză, nu, cauza este totuși acest deficit de lemn, de, nu numai de lemn de foc, cred că aș spune că e un deficit de lemn pe piață, indiferent de destinația lui, și mai târziu, după dumneavoastră, vom vorbi și cu doamna Sereni și va putea confirma. Deci avem un deficit de lemn pe piață, iar logica economică în această situație este să pui mai multă materie primă sau mai multă marfă pe piață. Înțeleg că Romsilva procedează exact invers. Sigur, Romsilva face o tranziție către lemn fasonat. Este o tranziție pentru care nu este pregătită. Anul acesta și-a asumat că va pune în piață 4,75 de milioane de metri cubi lemn de foc fasonat, care se dovedește că nu reușește să îi pună în piață. Pentru anul viitor, iarăși au rezervat volume pentru a fi puse ca lemn fasonat, pe care le pun în piață într-un mod absolut dezorganizat și de multe ori nu reușesc să le pun în piață. Deci este una dintre cauzele deficitului de resursă din piață, volumele mici oferite de Romsilva, prețurile foarte mari de pornire la licitații și, bineînțeles, pe această situație de panică aproape care s-a creat legat de lemnul de foc în această toamnă și prețurilor mari de la care se pleacă în piață, se ajunge la o situație în care piața să se alinieze la aceste prețuri cumva de criză. Lemnul în România a ajuns să fie cu aproape 60-70% mai scump decât lemnul de pe piețele europene, mature și mult mai potente financiar. Este o situație care conduce la pierdere de ritm în industria lemnului. Deja anul acesta avem o scădere a producției industriale de 14% în industria lemnului septembrie 2022 comparat cu septembrie anul trecut. Este o scădere foarte mare și până la urmă este o pierdere pentru industria lemnului, dar până la urmă prețul final este decontat tot de către populație prin prețurile produselor din lemn. În primăvară, știm cu toții, s-au văzut prețuri la cherestea către 1500 de lei pe metru cub. Acum vom asista iarăși la prețuri mari pentru lemn, pentru cherestea, pentru mobilă, pentru tot ceea ce înseamnă produs din lemn. Pentru că dacă se pornește de la o resursă scumpă, prețurile produselor din lemn vor fi foarte scumpe. Da, iată cât de multe probleme pe această piață. Și să mai adăugăm încă una, am văzut un material, o analiză a dumneavoastră din Ford, dacă, și anume se vorbește despre administrarea pădurilor care este blocată administrativ. Ce s-a întâmplat? Deci de 2 ani de zile deja avem o legislație care a condus la blocaje legate de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice. Este o procedură care ne vine dintr-o directivă europeană, care se implementează în toată Europa, numai că în toată Europa această procedură se face într-o formă simplificată, care durează în mod normal o lună sau două luni de zile. La noi s-a ajuns ca pentru un amenajament silvic pe câteva zeci de hectare sau 100 de hectare sau amenajamente mici, s-a ajuns ca această procedură să dureze un an sau chiar 2 ani de zile sau chiar 3 ani de zile în unele situații. Deci procedura de evaluare de mediu este identică pentru un amenajament silvic ca și pentru autostradă. Și evident în situația aceasta durează enorm de mult, cu costuri foarte mari, dar pe perioada în care se parcurge această evaluare de mediu,
recoltarea masei lemnoase este practic oprită, blocată sau quasi blocată. Din iarăși într-un mod pe care nu-l înțelegem, guvernul a postat în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care preia prevederile unor ordine de ministru stabilind o revizuire retroactivă a evaluărilor de mediu pentru aproape 50-70% din amenajamentele silvice. Deci dacă această ordonanță de urgență va fi promovată în această formă, anul viitor vom asista la un blocaj și mai mare pe piața lemnului, pentru că, așa cum spuneam, în loc să se ia măsuri care să conducă la asigurarea necesarului de resursă pe piață, prin măsuri administrative și o implementare cumva haotică a unor directive europene, se ajunge la blocaj în administrarea pădurilor și la mai puțin lemn în piață. Da, deci iată încă o cauză și o să vă rog, domnule Tobescu, să discutăm la, mă rog, acum spre finalul dialogului nostru și despre măsurile pe care le propuneți, atât, nu știu, Asociația Problem, cât și specialiștii. Cum văd totuși ieșirea din această criză? Nu știu dacă se vor și aplica, pentru că văd că guvernul aș spune că ratează decizie după decizie în această industrie, dar, mă rog, noi trebuie să discutăm și să propunem astfel de măsuri. Da, noi am transmis în mod repetat care ar fi măsurile constructive care ar conduce la asigurarea necesarului de resurse pe piață. În primul rând, o procedură aplicabilă de evaluare de mediu a amenajamentelor silvice, așa cum există în foarte multe țări europene și există expertiză în acest sens, de mod în care s-ar putea face această evaluare simplu și constructiv. Această evaluare se face, înțelegem, în toate statele europene, nu statele membre, spuneați că o directivă. Sigur că da, pentru că există o directivă europeană în acest sens, numai că în foarte multe țări se face o evaluare regională sau chiar națională a regimului silvic, a lucrurilor de îngrijire a pădurii și nu se face această evaluare adecvată la nivelul fiecărui amenajament silvic. Deci sunt foarte multe modele și soluții. La noi s-a mers pe o soluție absolut în care totul este... S-a ajuns ca un amenajament să fie evaluat ca o autostradă. Ceea ce evident este inaplicabil și știm că inclusiv autostrăzi au stat 2 ani de zile blocate pentru că era acolo în drumul lor un gândac care de fapt e un gândac care e în toate pădurile României. Da. Aici doar o clarificare v-aș mai ruga. Cine ar trebui totuși să ajusteze, să facă procesul acesta mai puțin birocratic și mai simplu, așa cum spuneți? Ministerul Mediului, cine ar trebui să lucreze? Bineînțeles, această procedură este integral în sarcina Ministerului Mediului. Deci, primul lucru este Ministerul Mediului și această evaluare de mediu să fie simplificată. A doua idee simplă, Regia Națională a Pădurilor are o posibilitate de recoltă și o rezervă nerecoltată în anii anteriori foarte, foarte mare. Deci recolta potențială este de 11 milioane de metri cubi anual. PromSilva stabilește cumva într-un mod arbitrar să recolteze mult mai puțin decât atât. Există o rezervă nerecoltată de ordinul care ar putea merge până la 18 milioane de metri cubi care ar putea fi puși în piață într-o situație de criză cum suntem astăzi, dar PromSilva pur și simplu nu pune în piață volumul pe care ar trebui să-l pună și aceasta este al doilea lucru. PromSilva ar trebui să preia acest rol de a regla piața lemnului în condiția în care avem un necesar de lemn de foc datorită crizei energetice mai mare decât în alți ani. Și, sigur, pot fi și alte măsuri, unele cu impact imediat. Noi am susținut între acestea
reducerea TVA-ului la peleți, la bricheți și la deșeurile din lemn, pentru că avem un TVA redus la 5% la lemnul de foc și toate aceste categorii de resurse sunt până la urmă combustibil solid pentru încălzire, tot din bazată pe lemn, deci pereții, bricheții și deșeurile din lemn ar trebui să beneficieze de TVA redus la 5%, dar ca să existe mai multe resurse în piață, în primul rând trebuie să rezolvăm această problemă a evaluării de mediu a amenajamentelor silvice. Am înțeles. Mai avem 2 minute și v-aș ruga să ne spuneți foarte succint cum vedeți prevederea din PNRR. Înțelegem că avem o țintă ambițioasă acolo pentru a împăduri suprafață importantă a țării. Cum credeți că va decurge acest proces de împădurire? Altfel, binevenit, evident, da. Sigur că da, este un proiect binevenit, cu o țintă foarte ambițioasă, 56.000 de hectare până în 2026, dar atenție, 25.000 de hectare până la sfârșitul anului viitor. Din păcate, iarăși avem un ghid foarte complicat de accesare acestor fonduri, care pornește de la o, zic eu, neînțelegere și necunoaștere a situației reale din zona rurală. Deci în momentul acesta 90% din situații nu sunt rezolvate succesiunile după autorii inițiali, după cei care au fost îndrituiți să fie beneficiari acestui proces de retrocedare. Vă referiți la proprietarii de păduri, ne referim, nu? Sau? Exact, de terenuri. De terenuri în general. Pentru okay. că măsura de împădurire se referă la terenurile agricole. Deci trebuia să Corect. Se pornească de la situația reală, că avem foarte multe situații în care succesiunile nu sunt făcute și să se accepte ca beneficiarii ai finanțărilor să fie într-o formă simplă cei care pur și simplu sunt deținătorii dreptului de utilizare a terenului. În ghidul de accesare a fondurilor se prevede o adeverință de rol de la primărie, un contract de arendă, înregistrarea acestor contracte la primării, dar nu de către deținătorul terenului, ci de către toți comoștenitorii succesiunilor, ceea ce, bineînțeles, este foarte, foarte complicat. O procedură, din nou, foarte complicată. Vă mulțumesc. Trebuie sigur. Să rămânem cu această concluzie. Deci, e nevoie de încă multe măsuri de simplificare în această industrie, așa cum spuneați, domnule Tobescu. A fost alături de noi domnul Cătălin Tobescu, președintele Asociației ProLem și director executiv Fordac. Vedeți cât de multe probleme sunt în această industrie a lemnului, lovită nu numai de preț, ci și de birocrație sau, a spune, chiar de incompetență. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după o scurtă pauză, vom discuta și punctul de vedere al industriei mobilei vis-a-vis, plecând tot de la situația din industria lemnului. Ne întoarcem imediat.